Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în comuna Turbura pentru a afla ce investiții sunt în derulare în statele componente și stăm de vorbă cu primarul comunei Turbura, domnul Ion Bârcă. Bine v-am găsit, domnule primar. Bine ați venit. Care ar fi principala investiție la care lucrați în acest moment, în această perioadă în Turbura? Ele sunt mai multe acum, la ora actuală. Chiar un lucru îmbucurător, zic pentru cetățenii comunei Turbura, că am reușit și vom reuși tot să, acum n-aș vrea să mă laud că să spun că ce am promis voi face. Într-adevăr, sunt un om de cuvânt și, cum am spus eu așa, în sloganul al meu, că tulburai pe mâini bune, să știe că, într-adevăr, tulburai pe mâini bune. Și tot ce am promis eu le voi duce la capăt. Acum am promis că voi face o bază sportivă și în incinta școlii generale Poiana. Da, să zic, în maxim 2 săptămâni, începând cu astăzi, în maxim 2 săptămâni vor avea și o bază sportivă în incinta școlii, unde o să-și desfășoare orele de educație fizică și sport, un teren modern, cum își desfășoară activitățile și orele de sport cei de la Turbura, de la centru. Cât vă costă terenul acesta? Într-adevăr, nu e o sumă mare, dar este pe buget local, 600 de milioane în banii vechi, ce vorbesc. După aceea, vineri, adică mâine, vom scoate pe SEAP asfaltarea drumului de la Poiana de sus. Asta va fi o procedură, e procedura care vom sta, o să trimitem proiectele la avizat și vor fi scoase pe SEAP și vom vedea firmele care vor veni să participe la licitație, să ne asfalteze drumul de la Poiana de sus. Totodată, ce vorbesc de toate acestea, avem bani. Deci ca și așa, pentru terenul de sport și pentru asfaltare. Și pentru asfaltare. Am mai primit o aprobare, cred că e o aprobare care mă omor de vreo 3 ani de zile și pe această cale mulțumesc domnului deputat Irizaca. Ce vorbesc de acest drum? Ce vorbesc de acest teren de sport? Toate le-am făcut cam de cum... Ăsta e stilul meu, cum lucram cu domnul Cosmin Popescu, așa lucrez și cu domnul Iriza și cu domnul Greblă, dar până la ultima e normal ca deputatul și senatorul după colegiul tău trebuie să știe și aceste investiții și asta a fost stilul meu de a comunica cu ei și a le cere și părerea dumnealor dacă e bine sau nu e bine. Dar într-adevăr, au pus umărul și acești oameni și am reușit să avem aprobarea de gaze în satele Poiana și Cocorova. Să zicem, în maxim o lună de zile, chiar o lună jumate, vor fi gazele băgate până la școala generală Poiana, unde este și conducta existent băgată. Decât o să trebuiască să facă presiunile cei de la district gaz, deci o partea lor de la cei de la Distrigaz pentru a da drumul la gaze, care de vreo 15 ani toată lumea vrea să aibă și gaze, cum au cei din Tulbure, pentru că jumate din comună avem gaze, iar jumate din comună nu avem gaze. Am înțeles. Dacă tot ați vorbit de asfaltarea drumului acestuia, care este situația cu infrastructura? Ce alte drumuri? Sunteți mulțumit de cum arată? Asfaltate, pietruite? Care este situația? Drumurile celelalte le avem destul de pietruite. Deci noi avem aproape 7 km de asfalt care ne trebuie în comuna Turbura și ar fi în proporție de 80% drumurile asfaltate. În rest, nu aveți probleme cu drumurile? Nu avem probleme la ora actuală. Am decolmatat în primăvară, am decolmatat șanțurile și am reușit să facem șanțuri de aproape 5 km de șanțuri și vreo 4 km de pietruit. Am pietruit drumurile secundare drumului DJ661. Ați decolmatat șanțurile, curățenia, cum este în comună? Mai fac și oamenii, mai participă și oamenii sau da, lasă doar un ajutor? Într-adevăr, participă și cetățenii comunei Turbura și majoritatea oamenilor și un lucru extraordinar de bun și să oameni săritori pentru că se vede curățenia la fiecare la poartă la el. Unde nu s-a putut, am făcut cu cei de la 416. Aveți unde mulți? Mai sunt? La 416? Avem vreo 48 de persoane. Nu avem mulți. La o localitate de 1900 de gospodării, de 5000 de oameni, aproape 50 de oameni la 416, nu cred că este un număr mare.
Rețea de apă potabilă, canalizare? Rețea de apă potabilă există, singurul lucru, nu avem rețea de canalizare. Aici, în zona de centru, ce vorbim aici, la primărie și până la școală, este o rețea de canalizare a celor de la Petrom, care majoritatea cetățenilor sunt legați în această canalizare. Asta e singurul lucru ce a beneficiat și Comuna Tulburea de cei de la Petrom. În rest, n-a beneficiat mai de nimic de la cei de la Petrom, un lucru extraordinar din partea dumnealor, pentru că de când ne-au distrus în comună și au angajat oameni în platformă, numai pe criterii de neamuri, de tot, și cam în rest nimic n-au făcut pentru Comuna Tulburea. Da, nici măcar oamenii de aici să fie angajați, să aibă locul. A fost o perioadă când au fost mai mulți oameni angajați în platformă, de era un lucru îmbucurător. Până la ultima puteai să zici, da, domnule, ne fac cei de la petrol, distrug recolte, că să spar conducte, să face ce să face, trec cu utilaje, trec cu... Sunt cetățenii Comunei Tulburea angajați. Dar acum e o gășcuța lor care câțiva mai beneficiază din Comuna Tulburea de aceste locuri de muncă. În rest nu se găsesc, nu sunt locuri de muncă și... Dar au fost alții investitori? Am zis că schimb o foaie. Foaia aceea plăcută cu cei de la Petrom, o să punem foaia aceea rea, că altfel cum să poți să faci? Că trebuie să faci și ceva pentru comună. Dumnealor sunt o societate comercială. O societate comercială. Ar trebui să beneficiem și noi. Dar de altfel am ajutat pe cei de la... pun pe suprafață de 9 hectare panouri voltaice. Da, i-am ajutat pe acei oameni. Dar au înțeles și au angajat oameni ai Comunei Tulburea. Sunt acum la ora actuală 98 sau nu știu, cam așa, în jur de 90 de oameni angajați din Comuna Tulburea. Pe o perioadă determinată, de o lună de zile, o lună jumate cât va dura această construcție. Dar cel puțin acești oameni câștigă și un bani. Au un salariu cât de cât asigurat. Da, și un salariu frumușel, că plătesc destul de bine. Un cetățean, dacă reușește să muncească o lună de zile, își ia aproape 20 de milioane salariu. 20 de milioane e un salariu nicel. Foarte bun chiar în ziua de astăzi. Parc fotovoltaic, să înțeleg, în Comuna Tulburea, alți investitori interesați să-și deschidă o mică afacere, nu știu, au mai fost? N-au mai fost, tot așa, cu aceste parcuri fotovoltaice, practic o să mai există un proiect de tot de 9 hectare, să vedem dacă se va reuși să realizeze și acest proiect, să fie finanțat. Deci ar fi cam cu totul 18 hectare de panouri fotovoltaice. În rest, ce să mai facem în comuna dumneavoastră? Un cămin cultural, dacă aveți, vom este face renovat? Vom face o reabilitare și a căminului cultural. Eu chiar intenționam să văd, că am preluat cantina celor de la Petrom, am găsit o, adică înțelegere. Înțelegerea care a fost? Un schimb de terenuri. Noi, cetățenii, noi, primăria Tulburea, le-am dat pământul de sub clădirile dumnealor, care am făcut un lucru extraordinar de rău, nu trebuia făcut așa, trebuia să le luăm chirie cei de la Petrom, că era destul de bine și nu prea ne interesa, că dumnealor acum au diferite spații și clădiri pe raza localității care nu le întrețin, încearcă să le vândă, ca așa e omul. Întâi pune mâna, vine, zice, investesc, fac și pe urmă le lasă de ruină și pe urmă, dacă vreți, le cumpărați, dacă nu, nu. Și acum, spre exemplu, căminul ăsta de nefamiliști, e în spatele primăriei, este un focar de infecție. Pentru că nu-l igienizează, nu... Oricum, vom găsi o soluție și pentru această chestie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu căminul de nefamiliști. Un cămin cultural aveți? Da, cămin cultural avem. Acum ne așteptăm, chiar aseară am fost la un banchet al elevilor de clasa 8-a. Am fost alături de copii, ce să vă spun? Este întreținut, se pot face serbări, spectacole, da? Da. Am înțeles. Ce alte unități de învățământ? Vorbați de terenul de sport, dar cealaltă, știu că aveți și un liceu. Ce ați vrea să faceți pe viitor? Da, într-adevăr, iar la fel. Aduc... vorba de deputatul Iriza, un lucru extraordinar de bun, iarăși acest om... Dar că sunteți mulțumit de colaborarea cu domnul deputat. Da, și atât cu dumnealui, cât și cu domnul Greblă, cât și cu autoritățile locale, să zicem, cu cei de la centru, cu domnul Călinoiu, cu domnul prefect, cu toată lumea, sunt oameni de te ascultă și nu mă așteptam să nu ți se închidă ușa.
pentru și au ușile deschise și oricând poți să le dai telefon, un lucru extraordinar de chiar de plăcut și de bine, să te duci într-o instituție, să ți se deschidă ușa și să fii ascultat. Și după ce că ești ascultat, ți se rezolvă și problemele care sunt, să implică acești oameni. Un lucru bun. La liceu? Iar, ce faceți? De-aia am zis că aduc în atenție iar despre domnul deputat Irița, că am reușit cu 2013-2014, cum am promis cetățenilor, că vom deschide o clasă de liceu. Da. Acum chiar avem o clasă de liceu începând 2013-2014. Am înțeles, deci este o noutate pentru... Este o noutate pentru că burse se vor da și la acest liceu, iar copiii noștri din Comuna Tulbura, în loc să facă naveta la Filiaș, la Cărbunești, aceste două orașe care sunt mai apropiate de Comuna Tulbura, Târgu Jiu, pot să-și facă liceu și aici în localitatea noastră. Spații suficiente pentru clasa pregătitoare? Nu aveți probleme, da? Avem spații suficiente, cred că avem o școală, chiar ne putem bucura cu ea pe Banca Mondială, o investiție de vreo 30 de miliarde, care este terminată anul trecut, e un spațiu extraordinar, dotat cu grupuri sanitare moderne, cu tot ce trebuie la o școală modernă. Deci în ceea ce privește unitățile de învățământ, nu ar mai trebui făcut mai nimic? Stăm destul de bine. La Tulburea, la Poiana, o să trebuiască igienizarea care se face... În fiecare vară, în fiecare vacanță de vară, deci da, lucruri iar obișnuite. Toate acestea ce le facem cu cei de la 416, acești oameni atunci chiar pun numărul la muncă și se vede ce fac și dumnealor, pentru că în loc să... Orice firmă ți-ar lua peste 5-600 de milioane la aceste igienizări. Noi le facem cu acești oameni. Ar costa foarte mult. Un microbus pentru transportul elevilor aveți? Avem un microbus pentru transportul elevilor, dar... Mai încerc să vedem dacă am înțeles că o să vie vreo 20 de microbuze la nivelul județului Gorj și voi depune și o cerere pentru chiar ne trebuie, pentru că avem copii și din Bulbuceni, vorbesc de Bulbuceni, un sat vecin cu din comuna Tulburea, care este o distanță de vreo 5 km și acești copii vin de la Bulbuceni să învețe carte în satul Poiana. Vin pe jos și e foarte mult. Bănuiesc că sunt copii de clasele 1-4, 5 km. Da, este o distanță cam, eu zic, destul de mare. Dar microbusul pe care l-aveți acum este vechi? În ce situație se află? El are o stare extraordinar de bună, pentru că avem un... Este întreținut. Este întreținut, pentru că avem un cetățean, un om bine priceput, dar are aproape 15 ani. Este foarte din vechi. Din primele grup. Când a adus primele microbuze. Și aveți speranță că veți primi un alt microbuz la începerea noului an școlar? Speranțe, practic o să depun și o cerere, dar eu în fiecare an am depus cerere pentru acest microbuz, dar încă n-am o certitudine să zic, domne, într-adevăr, pentru Comuna Tulbura se va da un microbuz. Aici la primărie aveți vreo problemă, de exemplu, personal suficient aveți? Da, personal suficient avem. E un lucru bun, pentru că anul trecut am reușit să dăm drumul la un centru de permanență cu medici, pentru care avem medici 24 din 24 pe raza localității. Avem și un ACD, o salvare mai mică, unde se deplasează medicii la diferiți cetățeni ai Comunei Tulbura și din satele vecine, unde sunt bolnavi. Avem un băiat care lucrează pe acel ACD pe mașină. Avem centru de evidență a populației, unde buletinele se fac cetățeanul Comunei Tulbura, decât vine în primărie și își face buletinul. În 3 zile vine buletinul acasă. Eu zic că cât de cât ne-am mișcat destul de bine. Deci centru de permanență, centru de evidență a populației, ați încercat cât de cât să veniți în ajutorul oamenilor pentru a nu mai merge la Târgu Jiu sau în comunele vecinate. Se duceau la Turceni. Se duceau la Turceni. Da. O farmacie, un punct farmaceutic aveți? Avem punct farmaceutic în satul Poiana și în comuna Tulbura. Sunt două puncte farmaceutice. Yes. Eu zic că la ora actuală Comunei Tulbura nu-i trebuie decât. Ne trebuie bani pentru investiții și poftă de muncă. Încercați să accesați ceva fonduri în momentul acesta? Ce proiecte? Da, avem pentru canalizare, asta e singurul lucru unde o să ne trebuiască bani pe fonduri europene, această canalizare, dar suntem trecuți și noi, un lucru, ce să vă spun, extraordinar de mare, prin care mi s-a întâmplat domnul primar Ciocea, m-am trezit cu un telefon
îl și cunosc de mult pe acest om și zice, domnul primar, vino să-ți depui dumneata actele, să intri cu noi în acest gal. Și suntem într-un gal și poate vom reuși cu ajutorul acestui gal, cu mai multor primării care să accesăm pe fonduri europene, să putem să dăm drum și noi la canalizare în comuna Turbeni. Asta e singurul lucru și obstacol greu care trebuie realizat. Eu zic că vom face cum vom face. Deci este singura problemă pe care o aveți în momentul acesta în Turbura, da. Rețeaua de canalizare. Rețeaua de canalizare. Spuneați că este doar în centru. În rest, cu celelalte ne-am descurcat. Dar să știți că este o soluție la care au apelat mulți primari din județul nostru. Se face acest gal, această asociație, se fac proiecte, se accesează fonduri mult mai ușor pentru diferite probleme. Da, da. Este bine. Da, e un lucru extraordinar, pentru că... Altfel nu s-ar putea, nu ați face punctajul respectiv și... Face, dacă nu facem, până nu ne grupăm mai mulți, nu se poate să accepte nimeni o singură primărie, pentru că nu ai fondurile necesare pentru a accesa pe fonduri europene. În ceea ce privește Consiliul Local, sunteți mulțumit de consilier sau mai aveți așa câte un gică contra? Este și un gică contra, că e normal în orice consiliu, că nu o să poți să... Este un gică contra, aceea care încearcă de mult, o să-i rămâie încercările, încearcă de vreo câțiva ani de zile. Eu, în primul rând, m-aș ocupa, dacă aș fi în locul dumneaei, este o doamnă care îngică contra pe aici, în acest consiliu, ca de fiecare dată se găsește cât un om de ăsta care trebuie să facă și el un giubuștuc, așa, care să iese în relief, da? Este o doamnă care, eu zic, ce să zic de dumneaei? O să vadă realizările ei. Dacă ar fi un om, eu m-aș uita în oglindă, în primul rând, ce a făcut dumneai, că despre morți numai de bine. Nu e dreptul meu să vorbesc despre morți. Dar un singur lucru este că Tulburea, când eu am preluat primăria Tulburea, avea 5 miliarde de datorie. Și acum încă sunt în procese. Și acum sunt încă în procese datorită prostiilor făcute de fostul primar. Că de-aia am spus, despre morți numai de bine, dar problema că trebuie puse pe tapet și arătate cetățenilor. 5 miliarde de plătesc din fonduri locale. Încă mai aveți datoria aceasta? 5 sunt, miliarde? Și încă suntem, nu mai sunt 5 miliarde, că, dar una peste alta, 1 miliard 900 s-a plătit din fonduri locale. Una peste alta, banii comunei Tulburea, cetățenilor comunei Tulburea. Și banii aceștia plătiți din bugetul local? Păi din bugetul local, pentru că, nu știu, până la ultima da, banii aceștia pentru ce sunt până la urmă? Doamna ancheta, că aduc în atenție, cum să aduc mult mai multe în atenție, în cel mai scurt timp, despre această doamnă, cu ce umblă, cu tot felul de falsuri. Pentru că dumneavoastră a mai falsificat odată când a umblat cu vânzare de grâu față de cetățenii comunei Tulburea. A luat grâu de semințe, zicând că e grâu de semințe, îl învârtea într-o betonieră și îl vindea la lume. Zicea că e grâu de semințe. Dar nu, era grâu cumpărat de la oameni și îl învârtea într-o betonieră. Ce puneau ei, galos, roșu sau ce dragul puneau. Cam asta era treaba. Asta e această doamnă. Bun, dar banii aceștia... cetățenii știu despre această chestie. Am adus în atenție, nu că-s răutăcios, am adus în atenție că poate cetățenii comunei Tulburea știu cine este. Nu-i dau nume. Dar problema e în felul următor. Ea spune pe un singur lucru, să potolească, nu să face treaba așa. Să pune mâna, să învețe copiii, că este cadrul didactic. Altceva, să iese ceva din mâna ei. Reclamații sunt mulți. Ca la orice primărie. Dar cei reclamagii care sunt la această primărie se pot număra pe mână. Vreau să vă întreb în legătură cu această datorie de 5 miliarde. Da? Da. Așa, banii aceștia pentru ce? De unde? De unde este datoria? Contracte neregistrate la primăria Tulburea și neefectuate. Deci neregistrate și plățile efectuate. Păi, și plăți nefăcute, și neregistrate, nefăcute. Munca neprestată, și când am venit eu, majoritatea, odată, unul cu iluminat public, îmi spunea că nu știu lămpi, câte lămpi de peste 200 de lămpi puse în comuna Tulburea. Unde sunt, domnule? Nu sunt. Stații de autobuz a trebuit să le luăm de la ăla, iar la fel, 800 de milioane. Mai este un proces cu o doamnă, niște reactualizări cu niște asfalt,
Mai este, aia chiar suntem în proces, vreo 500 ceva de milioane. Mai este un domn de o reabilitare a unui spațiu, fără act adițional, fără nimic, niște înțelegeri pe niște hârtii pe acolo, 500 de milioane mai cere și ăla. Dar măcar bănuiesc că toate acestea există. O arhivare electronică, o arhivare electronică care primăria Tulburea a primit două scanere de, cât să coste, nu știu, 5-6 milioane bucata și în rest am plătit 1.100.000. Un contract făcut, că prin contractul acesta făcut dubios sau ce este, a participat și fosta secretară, că și doamna secretară care a fost înainte, a plecat și dumneavoastră că soluția asta era, că altfel soluția era alta. Dar toate cealaltă se găsesc, cu excepția iluminatului public, da? Nu se găsește nimic. Din ce vorbesc de ăștia 5 miliarde, nu s-a găsit nimic. Singurul lucru este că acei oameni suntem în instanță cu ei, cu arhivarea electronică s-a plătit banii pentru că au demonstrat aia că e contract semnat, dar nu era înregistrat la primărie, nu avea execuție bugetară, nu aveam cum să le-i plătesc, ne-am judecat. Acolo, fiind societate comercială, nu comentez hotărârile judecătorii și că nu se comentează de mine, se execută. Cam asta este. La capitolul retrocederi, cum stați? Probleme? Oameni nemulțumiți? E un lucru extraordinar, pentru că legea acum s-a stopat. Va fi o, să zicem, acum cu noua lege, vom reuși să acele hotărâri. Mai avem vreo 42 de hotărâri judecătorești pe zone forestiere, care, să zicem, în această vară, reușesc să le pun, să le punem în practică, iar în rest stăm binișor. A, că sunt diferite certuri între diferiți cetățeni. Că ăla a intrat un metru, că celălalt așa, se rezolvă. Am înțeles. Bun, am discutat și despre retrocedări. Oamenii care vin în audiență la dumneavoastră, bănuiesc că nu aveți o zi anume pentru audiențe. Aveți ușa deschisă în fiecare zi pentru oameni. Ușa mea e deschisă și fiecare cetățean nu pleacă de aici până... Eu așa zic, până nu găsește, nu găsim o mică rezolvare. Cu ce probleme vin? Care ar fi principalele probleme? Principalele probleme care vin cetățenii sunt odată cu aceste retrocedări pe diferite suprafețe, iar doi ar fi aceste neînțelegeri care să... Ăștia nu o să fie niciodată, nu să termine niciodată aceste neînțelegeri între diferiți cetățeni care au suprafețe de pământ. Ăla că a intrat un metru, ăla că... Cam aștia sunt certurile la primărie. Am înțeles. Cu situația politică, ce se întâmplă în acest moment? Cum mai este cu Partidul Democrat Liberal? Cu Partidul Democrat Liberal nu mai am nicio problemă cu acești oameni. Până la urmă s-a stabilit situația dumneavoastră? Nu mi s-a stabilit situația, dar încă membru sau nu? Nici nu mă interesează de Partidul Democrat Liberal. E partidul care am plecat cu el la drum. Nu vorbesc urât despre că nu-i frumos să vorbești unde ai fost, dar nu mă regăsesc acolo și asta e singura soluție. Sunt alături de, și plus de alta, nici nu pot să fac să am o colaborare cu dumnealor, pentru că nu că zic că m-aș duce în barca care e pe val. Nu. Eu am fost omul de cuvânt și am trecut chiar la muncă. Am ajutat și numai că ies, că am ajutat pe deputatul Iriza, că chiar sunt ajutat de dumnealui. L-am și ajutat și îl voi ajuta în continuare, dacă stă și mie în putere acum să-l ajut pe dumnealui. Și sunt mulțumit cu ce mă ajută. Atât el cât și domnul senator Greblă fac această chestie. Chiar și domnul președinte al Consiliului Județean nu mi-a zis nu niciodată și eu chiar văd o colaborare primar și ceilalți. Rămâneți doar cu numele, ca să zic așa, Partidul Democrat Liberal. Da, rămân decât cu numele. Nu participați la ședințe, nu mă nimic. Duc la nicio ședință și nici nu mă interesează. O colaborare destul de strânsă, pentru că cu consilierii Partidului Democrat Liberal am o colaborare destul de strânsă cu dumnealor, pentru că e normal, sunt oamenii care au ieșit și recunosc datorită mie, muncii mele din mandatul trecut, pentru că eu, într-adevăr, am avut 3 consilieri și atunci știți că vicele, ca n-ai ieși cu vice. Cum îl pui vice, cum încearcă să-ți iei locul. Nu stă o săptămână și încearcă un ciumbuștuc așa ca să-ți iei locul. Dar până la ultima asta este.
Am înțeles. Să vorbești la nivel național despre revizuirea Constituției. Dumneavoastră cum o vedeți? Care ar fi principalele modificări? Ați văzut multe articole sunt de interpretat. Care este situația? Eu zic că e un lucru extraordinar de bun, pentru că și această regionalizare trebuie făcută, pentru că mă gândesc că atunci se vor împărți și acești bani pe regiuni, nu cum se făcea înainte. Pentru că eu am un of al meu față de cei de la Partidul Democrat Liberal. Atunci se duceau banii pe anumiți primari. Erau 5-6 primari ai Partidului Democrat Liberal și numai aia primeau banii. Cum era? Să zicem, domnul Falcă, domnul Pinalti, ce erau acolo? Toți. Acolo erau toți banii, mai mulți, la Cluj, cu totul. Vedeți, aici e chestia. Cum să te mai regăsești într-un partid când eu n-am fost ajutat cu nimica? Singurul lucru ce era deputatul Cosmin Popescu, să-ți bătea capa de mal, să poți să reușești să asfaltezi drumul gării la Poiana, într-adevăr m-a ajutat, drumul de la Turburea de Sus. Chiar și cu această investiție la școală, școala este luată și cu ajutorul dumnealui și cu domnul Liviu Andrei, a contribuit extraordinar de mult și acest om cu această școală. De bun, deci regionalizarea dumneavoastră se înțeleg că o vedeți ca pe un lucru bun, dar oamenii, de exemplu, ați discutat cu ei, bănuiesc, ce părere au de regionalizare? Cum era odată, pe vremuri, cu raioanele? Cum? Își mai aduc aminte cum era? Oamenii și aduc aminte, dar știți cum e? Până la ultima, cetățenii, cu cât, depinde cum li se explică. Dacă le explici la oameni că e un lucru bun, oamenii te înțeleg, pentru că, vedeți mă, eu am venit cu 1500 de voturi aici, la această primărie și când am luat primul mandat am avut 1417 voturi. Al doilea mandat am câștigat 1550 de voturi. Mi-am îmbunătățit cu câțiva oameni și cu acești oameni am stat de vorbă, iar cu consilierii care i-am alături de mine ai Partidului Democrat Liberal, că nu prea sunt prieten cu cei de la USL, că cei de la USL se regăsesc ca cei consilieri care au candidat la funcțiile de primar. Dar bănuiesc că totuși sunt interesați de problemele oamenilor, adică merg în sate, discută cu oamenii, văd care sunt problemele, vin, vi le comunică în ședințele de consiliu da, local, cei de la, cei vin de la și dânsii cu proiecte. Consilierii Partidului Democrat Liberal, da, da, să știți că intră, se merg în sat, comunică cu oamenii. Și de la ceilalți, nici n-am avut eu o trecere la ei, nu știu care e poziția dumnealor, dacă se duc în sat sau dacă nu se duc în sat. Eu știu pe cei care sunt consilierii, care sunt eu prieteni și am o majoritate în Consiliul Local acum. Acum rămâne de văzut la alegerile locale, cât de mult s-au implicat acești consilieri locali în sate, în probleme. Omul taxează. Corect, așa este. Omul taxează, nu mai merge. Poți să te duci tu să-i duci, să-i dai sau ce este. Ăștia-s vorbe cu datul. Ăștia-s vorbe cu datul. Nu e așa. Nu te duci și nu discuți cu oamenii, nu te duci și nu ai făcut alegeri. Bine, nu i-ai făcut bine omului degeaba. Dacă nu ești în atenția omului zi de zi. Eu ce să vă spun, în rest cu revizuirea Constituției, eu zic că e un lucru bun. Orice lucru se face mai bun. Chiar și cu legea retrocedărilor. Iarăși e un lucru bun. Pentru că se va face o inventariere a tuturor suprafețelor de pământ care sunt libere, se vor restitui proprietățile cetățenilor și eu zic că e un lucru bun atunci. Spre exemplu, vin și spun, da, am și eu cetățeni de au pământ sub această platformă. Unde este construită această platformă? Oamenii n-au beneficiat de nimic. N-au beneficiat. Prin fondul proprietate, era o versiune, îi faci dosarul, se duce la fondul proprietatea, fondul proprietatea n-au bani. Și de vreo 20 de ani așteaptă acești oameni, acestea sunt dosarele de acolo, care stau pentru fondul proprietatea. Și n-au beneficiat cetățenii. Acum eu zic că e un lucru bun, că vor intra în linie dreaptă, cel puțin le vei da în altă parte, suprafețe de pământ. Le-a zis un stop și celor de la Ron Silva, li s-a pus și lor o piedică că trebuie restituite în totalitate pădurile oamenilor, nu că asta a fost a statului, că asta e a cetățenilor, nu. Se va da în totalitate tot ce e al omului. Și un lucru bun. Eu zic că e un lucru bun. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și din punct de vedere politic la dumneavoastră și din punct de vedere al investițiilor. Să rămână așa, vă mulțumesc dumneavoastră.
Primarul comunei Turbura, domnul Ion Bârcă, ne-a spus care sunt investițiile la care lucrează în această perioadă în satele componente și ce are de gând să facă în perioada următoare a mandatului. Punem punct și noi emisiunii de astăzi, Agenda Locală. Sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.